cântăm, hai să cântăm, hai să ne distrăm, să ne jucăm. Vesela rău zi, vesela rău zi, hazuie-n toi, deci haideți cu noi. Țup, țup și mierlă, Moș Martin și Stejar, rău zi e veselă iar. Rău zi și prietenii ei. Mesaj într-o sticlă de suc de fructe de boz. Da, toată lumea se va bucura că le ducem suc de fructe de boz. E caniculă astăzi. Din fericire pentru voi, Rosie și Will v-au adus suc de fructe de boz la dispoziția voastră. Mulțumesc! Oh, așa e mai bine! Luăm sticlele și continuăm livrările. Ar trebui să ne despărțim acum. Eu mă duc la digul castorilor, apoi la mierlă. Iar eu la ceilalți. Cine termină primul câștigă! Mulțumim! Încă mi-e cald. Ce briză plăcută. Da, dar mă obosește. Avem nevoie de un ventilator. Și știu cine ne poate ajuta să-l construim. Salut, Matt! Salut, Ned! Mai de ună îi spuneam lișiței că vă pricepeți de minune la construit. Ați putea construi ceva pentru noi? Putem construi orice, nu-i așa, Ned? Așa e, Matt! Spuneți-ne ce vreți să construim, iar noi vă construim! Da! Da! Woohoo! Să încerc să dau înapoi. O să cobor și o să o împing. Ajutor! 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 Nu! 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 Ce părere ai? Da, cred că ăsta e bun. Vreți cele mai bune materiale pentru ventilator, nu? Asta ce-i? Un mesaj într-o sticlă? Cineva face cu mâna și dealul lui Stejar? Oare cine l-o fi trimis? După ce o să-mi termin livrările, mă duc la Stejar. Mulțumesc, Rosie! Mi s-a făcut sete de la muncă. Da, te cred! Pe curând, Moș Martin! Pa! Pa, pa! Și acum un suc proaspăt de fructe de boz. Ei? Un mesaj? Ciudat! Trebuie să fie de la Rosie. Cred că vrea să ne întâlnim pe dealul lui Stejar. Prea bine! O să mă duc după ce îmi termin treaba aici. Că tot veni vorba. Trebuie să umplu lada asta cu mere pentru Țup-Țup. Wow! Arată grozav! Mulțumim! Mulțumim! Ne arătați cum funcționează? Desigur!
învârtiți de mâner și... A, înțeleg! Se produce o briză răcoroasă! Frumos! Nu vă opriți! Așa, încă un pic, încă un pic! Salut, Țup Țup! Ți-am adus lada cu mere! Oh, mulțumesc, Moș Martin! Mi-a atât de sete! Sper că Rosie va ajunge în curând cu sucul de fructe de boz! N-o să mai zăbovească mult! Pa, pa! Pa! Ciudat! Trebuie să fie de la Moș Martin, care vrea să ne întâlnim mai târziu pe dealul lui Stejar! Rosie! Bună, Țup Țup! Poftim sucul de fructe de boz! Ha, mulțumesc! Trebuie să duc sticlele goale la Holly. Are nevoie de ele pentru a termina sculptura. Bine! Pa, pa! Unde a dispărut briza? Ne-a făcut plăcere să construim ventilatorul. Dar n-o să vă mai facem vânt acum. Dar ne e foarte cald. Și nouă. Și-am plecat. Bună, Holly! Am o sticlă de suc de fructe de boz pentru tine. Mersi, Rosie. Și o grămadă de sticle goale pentru sculptura ta. Arată grozav. Mulțumesc. Pe curând! Pa! Oh! Ciudat! Trebuie să fie de la Rosie, care vrea să ne întâlnim pe dealul lui Stejar. Opa! Mă întreb de ce? Măcar aici, la umbră, e un pic mai răcoare, Stejar. Cum? Ce-i asta? Cineva vrea să se întâlnească aici. Să știi că nu l-am trimis eu. Cine l-a trimis atunci? Eu nu, nici eu. Atunci, cine a trimis biletul? Eu credeam că tu. La fel și eu. Eu credeam că tu. Nimeni de aici nu l-a trimis? Nu. Ce ciudat! Unde-i Will? Ar fi trebuit să termine livrările deja. Păi, nu le-a terminat. Eu nu mi-am primit sticla cu suc de fructe de boz și mi-e cald și foarte sete. Să mai văd odată biletul. E un pic murdar. Haide să... E motocicleta lui Will, împotmolită! Trebuie să fi fost trimisă de Will. Uite, săgeata arată înspre digul castorilor, nu spre dealul lui Stejar. Repede, trebuie să-l ajutăm. Da, eu am trimis mesajul. Am strigat după ajutor, dar nu era nimeni. Am aruncat sticla în pârâu. A fost singura modalitate de a cere ajutor. Ajutorul a sosit! Haideți, prieteni, alinierea și împingeți! Și împingeți! Vă distrați în noroi? Încercăm să-l ajutăm pe Will. S-a împotmolit. S-a împotmolit? Noi nu ne împotmolim niciodată, nu? Aveți nevoie de multe crenguțe și stuf sub roți ca să aibă de ce se prinde. Acum, cine are multe crenguțe și stuf? Ar trebui să meargă. Încearcă acum. Suc înviorător de fructe de boz pentru toată lumea. Bravo, Matt și Ned! Bravo, Matt și Ned! Mulțumim că ați construit ventilatorul. Scuzați-ne că v-am păcălit să ne faceți vânt. Acum e rândul vostru să stați la răcoare. Ah,
E plăcut că nu mai e atât de cald. Privește! Un mesaj într-o sticlă. Ce părere ai de încă o sticlă de suc de fructe de boz, Rosie? Da, te rog, Țup Țup. Dar aș fi vrut să mi-o aduci tu, Rosie. Acum e rândul tău, Țup Țup. Bine. Mulțumesc, Țup Țup. Mă bucur că ai primit mesajul. Vesela Rosie. Rosie și prietenii ei. Nu uita să te abonezi. Vei găsi cele mai interesante desene animate. Deci haideți cu noi. Cum își reamintește Holly mișcările? Oh, uită-te la stejar, Țup Țup. Sunt aici, sus, Rosie. De ce sunt așa bucuroase? Dansul lui Holly. Dans? Îmi place dansul. Și lui Holly va dansa pentru mine aici, în această după-amiază. E foarte pricepută. Și eu. Vrei să vezi ce știu să fac? Putem veni și noi? Sigur, Holly s-ar bucura. E la terenul de joacă, exersează. Să mergem să o întrebăm. Haide, Țup Țup! La 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 la. Apoi sar așa și răsucirea. Ta-da! Salutare! Nu te-am văzut. I-am promis lui stejar că voi dansa pentru el astăzi, deci mă antrenez. Cra? Un dans? Wow, fabulos! Spune-mi, cine mai vine? Doar stejar. Nu. Ești grozavă. Cred că toți ar trebui să te vadă, Holly. Toți? Imaginează-ți, tu pe scenă, reflectoare, public numeros. Toți îți urmăresc fiecare mișcare. Reflectoare? Public? Privirile tuturor? Nici o problemă. Voi avea grijă să fie un public favorabil. Tu trebuie doar să dansezi bine, Cra? Spectacol de dans azi după masă. Doar astăzi. Uimitoarea Holly. Cra? Bună, Holly. Holly? Acesta e dansul tău? E puțin cam lent. S-a întâmplat ceva? M-am blocat. Adică ai uitat ce urmează? Încearcă un salt. E bun mereu. Nu pot să sar. Dar dacă te scuturi? Ia-o de la capăt. Te va ajuta să-ți amintești. Nici începutul nu mi-l amintesc. Nu mai pot să dansez. Nu te îngrijora. Te ajutăm noi. Nu-i așa, Țup Țup? Și dacă răsucim de butonul roșu? Opa! Cra? Cra! Mare spectacol astăzi după amiază! Dansul lui Holly! Dansul sună bine! Nu pot sta! Trebuie să-l pregătesc pe stejar! O ajutăm noi pe Holly să se pregătească, nu, Will? O duc eu pe dealul lui stejar cu mașina mea! Iar eu culeg flori de pus în păr. Încearcă să mă imiți. Ce spui de mișcarea asta? Poate că nu e dansul potrivit. Ce spui de... Dansul nepotrivit. Dansul meu. Țup Țup, ești un geniu. Holly a uitat mișcările dansului, iar noi trebuie să o ajutăm. Dar nu mi-amintesc cum arăta. Te așteaptă caleașca. Și eu ți-am adus flori. Ce este? Holly și-a uitat dansul. Nicio grijă, știu un dans cu care să-l înlocuiască. Faci o legănare, așa. Și
și o răsucire completă. Ia! Haide, Holly, încearcă! Will! Yuhu! Will! Nu cred că ajută. Poate ar fi mai bine să danseze Will. E foarte priceput. Tu ești dansatoarea, Holly. Și eu dansez bine. Will are dreptate. Este dansul lui Holly și ea trebuie să danseze. Și cum rămâne cu dansul meu? Mă gândila. Acum să vedem becurile. Strălucesc! Și acum să vedem glazura. Gata! S-o aducem pe dansatoare. Trebuie doar să te miști ușor. Așa, ca mine. Cum? Ai? Băzea! E timpul, Holly! Mierlă, Holly nu e pregătită încă. Nu e pregătită? Și-a uitat dansul. L-a uitat? Dezastru! Ce dezamăgit va fi stejar! Îmi pare rău. Nicio grijă, Holly. Ne mai trebuie doar puțin timp. Nu are niciun rost. Mai bine îi spun lui stejar că nu pot să dansez. Nu renunța! Să mai încercăm! Dacă eu pot, și tu poți! Spectacolul trebuie să continue! Mulțumesc tuturor! Ați făcut tot posibilul, dar... dansul m-a părăsit! Aș putea dansa eu în schimb! Ei nu știu ce pierd! Uite că vine! Vine și publicul! Da! Avem o problemă. Nu pot să dansez. Am uitat să dansez. Rosie a încercat să mă facă să-mi amintesc, dar... îmi pare rău, stejar. Nu e totul pierdut, Holly. Spectacolul nu trebuie anulat. Nu? Holly nu este singura dansatoare de aici. Când eram tânăr, dansam și eu. Tu? Un copac dansator? Dacă Holly și-a uitat dansul, voi dansa eu în locul ei. Dar voi avea nevoie de ajutor. Eu? Să te ajut pe tine? Dar cum? Fă ce îți spun. Ne trebuie muzică. La 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 la. Trebuie să intru în mișcare. Mă puteți împinge puțin? Asta e. Și în sens invers. Acum să văd dacă îmi amintesc răsucirea. A fost haios. Și acum asta. Saltul nu-mi prea iese. Îl faci tu, te rog? Uite, țup-țup, Holly dansează. Holly și-a reamintit mișcarea. Mi-am amintit dansul. Cum s-a întâmplat? Dansul este o plăcere. Important este să asculți muzica și apoi să-ți dai drumul. Altă grijă nu trebuie să ai. Îmi permiți? Fără sucirea completă. Dansul lui Moș Martin. Dansul lui Țup Țup. Dansul lui Rosie. Țup Țup. Dansul lui Mielă. Încep. Dansul lui Țup. La ce folos? Cred că Țup Țup vrea să ne spună ceva. Ce este, Țup Țup? Ai și tu un dans? Trebuia să spui ceva, Țup Țup. Hai, arată-ne cum este. Dar toată lumea privește. Nu te gândi la ei. Ascultă muzica, fă-ți curaj și dansează.
Doamnelor și domnilor, acum am să vă prezint dansul lui Țup Țup! Ura! Bravo! Ura! Am obosit tot dansând. Noapte bună, Țup Țup. Noapte bună, Rosie. Rosie? Da, Țup Țup? Când stejar dansează, crezi că și rădăcinile lui dansează? Probabil, dar nu le vedem fiindcă sunt sub pământ. Așa. Uite, Rosie, fac dansul rădăcinilor. Somnușor, Țup Țup. Somnușor, Rosie. E timpul să renunți, Martinica. Încă o dată. Foarte bine, Rosie, da. Bine? E superb, Țup Țup. Hai, dăm drumul. Și iar. Mai sus. Și eu, dar nu prea sus. Stea! Oh, ce frumos! Nu e o stea, e un gândac pufos. Zboară și dau din aripi și de gâdile pe la nas, Martinică. Așa este. Gâdi! Ce nume frumos! Mie nu-mi plac. Sunt urâți, se târăsc și mă fac să tremur. Nu știu dacă și voi, dar eu sunt gata de culcare. Țup Țup are dreptate. E vremea somnului. Ce-ar fi să ne vedem aici mâine dimineață? Și atunci ne putem distra din nou? Noapte bună tuturor! Noapte bună! Gâdi! Zboară, gândecel pufos, du-te acasă, e timpul! Oh, cred că nu poate zbura. Țin! Martinica are dreptate. Rămâi cu noi până ce vei putea zbura din nou. Gâdi! La terenul de joacă! Da! La terenul de joacă! Neața Mierlă? Moș Martin n-a ajuns? Vine imediat! Ne-am distrat grozav ieri. Sigur ajunge imediat. Uită-te aici, Rosie! Nu-i rău, Țup Țup! Nu-i rău! E genial, Rosie! Vino, Martinică! Întârziem la terenul de joacă! Gâdi! Toată lumea ne așteaptă! Gâdi! Martinică, poate Gâdi ar vrea să se joace și el, ce spui? Joacă! Gâdi, papa! Sper că nu te atașezi prea tare de gândăcelul acela. Top. Scuze de întârziere. În sfârșit. Hai, fă-mă să sar. Uhu! Ce ai acolo, Martinică? Gâdi! E un gândac pufos.
Ce simpatic e! Nu-l apropie de mine! De ce-i la tine, Martinică? Nu poate zbura, așa că îl îngrijim până va putea. Nu-i așa, Martinică? Leagă-ne! Împinge! N-am împins niciodată un gândac pe leagăn. Hei, Martinică, vrei să sar pe plasa elastică? Oh, gâdi! El nu poate sări, nu se simte bine. Oh! Rosie are dreptate, lui Gâdi nu-i face bine să sară. Uite, tu sari pe plasă și Mierlă are grijă de Gâdi. Cum? Sar! Asta e! Sar! Sar! Cred că se descurcă. Gâdi! Gâdi! Ce este, Martinică? Gâdi a dispărut! Nu putea să plece cu aripa rănită. Tu trebuia să ai grijă de el, Mierlă. Așa e, însă m-a ventat. Nicio grijă, Martinică, îl vom găsi pe Gâdi. Așa este. Mierlă poate avea grijă de Martinică până îl căutăm noi. Hei, nu plecați! Haideți cu toții! Păsărică! Mă numesc Mierlă! Salut, prieteni! Cine a câștigat? Bună, stejar! Nu ne întrecem! Căutăm un gândăcel pe nume Gâdi! L-ai văzut cumva? Cum arată? E galben și pufos și strălucește în noapte și... Așa arată! Gâdi! Gâdi! Vino, Gâdi! Pentru mine toți arată la fel. Gâdi! E doar un gândac. Ei nu au nume. Uite acolo! Stai! Stai! Nu lăsa să scape, Will! L-ai lăsat să scape! Sunt bine, dar mersi de întrebare. Uite-l! Vino! I-am spus să nu se atașeze prea tare de el, dar el i-a dat totuși un nume. Uite-l! Gâdi! Gâdi! Întoarce-te! De la gândac la urs, ne pasă tuturor unii de alții în grădina lumii. Mai mult! Mai mult! Nu mai pot! Vreau jos! Martinică! Vino să vezi! Hei, Martinică! Uite pe cine am găsit noi! Cineva vrea să te vadă, Martinică! Mă duc la cuib ca să dorm, rămas bun. Gâdi! Da! Nu, eu l-am găsit pe Gâdi. Ba, noi l-am găsit. Noi l-am găsit primii. Ba, noi! Ba, eu. E vreunul dintre ei Gâdi, Martinică? Nu. Poate că era timpul ca Gâdi să plece. Sunt sigur că e fericit oriunde ar fi. Gâdi! Ajutor! Pare a fi Mierlă! Calmează-te, Mierlă! Dar cum aș putea? Gândacii ăștia sunt dezgustători! Ce este? Ți-am auzit strigătele! Asta era problema, un gândac pufos. M-am așezat pe el. Gâdi! Știi ce înseamnă asta, Martinică? Gâdi poate zbura iar. Zbori!
făcut ce trebuia, Martinică. Locul lui e alături de ceilalți gândaci. Ho-ho! Priviți! Ho! Gâdi! Să vezi și să nu crezi! Papa! Ghici cine sunt? Țup, țup, bâzâie pe o plasă elastică. Nici vorbă. Imit un gândăcel, Rauzi. Și cum îl cheamă pe acest gândăcel, țup, țup? Gâdi. Cu plăcere te gâdil. Mă gâdilă. Lasă-mă, Rauzi. Lasă-mă. Vesela Rosie. Rosie și prietenii ei. Nu uita să te abonezi. Vei găsi cele mai interesante desene animate. Haideți cu noi.